Găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Iată, ne aflăm în ajunul Crăciunului, o noapte specială, aș spune eu. Și bineînțeles că alături de mine e Dragoș și chiar sunt curioasă de data asta cu ce mă va surprinde, fiind o seară atât de specială, trebuie să fie și el cel puțin pe aceeași lungime de undă cu această seară, Dragoș. Sau la fel de pregătit cu această seară, pentru că am încercat să mă pregătesc să intrăm așa în tonul sărbătorilor, pentru că noi le dăm startul, cumva le dăm. Dăm startul Crăciunului, mm-hmm. pentru că în câteva ore primim cadouri. Sau nu. Sau ba da. Așa că o să fie frumos, pentru păi și că... Și dacă nu găsim nimic sub brad, dacă nu găsesc pe tine de bat. Ok. Nu m-am gândit încă la asta, nu am luat în calcul posibilitatea de a nu găsi nimic, însă eu îmi doresc să găsesc totuși și cu siguranță așa va fi, pentru că voi gândi pozitiv, cum trebuie să facem de altfel cu toții. Raporta la orice, până la urmă, pentru că o gândire pozitivă este foarte sănătoasă. Ai, nu? Da, încep să-mi semeni. Și după atât timp, le-a luat ceva, ce-i drept. Una, jumate, doi, dar e bine. Zim despre ce discutăm azi. Vorbim despre familie. Ce drăguț. Și da, am ales tema asta pentru că mi se pare destul de ofertantă și destul de frumoasă, pentru că e o ediție relaxantă. Nu criticăm, nu spunem nimic de rău astăzi. Suntem pe drăguț azi. Încercăm. Și vom vorbi despre portrete, mai multe, dar luându-le pe fiecare în parte, ne vom limita la un portret de familie al fiecarei persoane interesante pe care am ales-o pentru astăzi, pentru că fiecare persoană are câte familie la rândul ei. Și vreau să încep cu tine, măi, Andreea, pentru că ești colega mea de atâta timp aici. De fapt, eu sunt coleg cu tine, cumva, că n-am. Așa? Și mi-ar plăcea foarte tare să cunosc și eu familia ta de la muncă, să știu și eu persoanele cu care îți petreci, cred că, cea mai mare parte a zilei. Oh, cred că da, ai zis bine. Nu? Așa că hai să vedem, să-mi prezint și mie pe toți, că poate nu știu chiar pe toți. Și aș vrea să-i cunosc. Bun, păi hai să vedem cu ce începe. Vai, da, chiar cu noi. Nu m-am așteptat la asta, am crezut că e alt start, la cu totul altceva m-am gândit. Dar suntem noi, este vorba de redacția Dota, de colegii mei minunați, de o mână de oameni care facem posibile atâtea lucruri frumoase, zic eu, sau mie așa îmi place să cred. Îi admir pe toți pentru că au o grămadă de ani în spate în ceea ce înseamnă televiziune. Sunt oameni de la care eu am avut de învățat. Și ce să zic, e casa mea de ceva timp încoace, practic. Ai zis bine treaba asta cu portret de familie? Da, suntem și noi o familie de ceva timp încoace. Uite, o familie din care faci și tu parte, dar cumva pe partea asta de emisiuni. Noi stăm aici toată ziulica pentru că avem ceva treabă la televizor de dat, facem și știri, așa că e ceva de muncă în spatele camerelor. Este mai greu ceea ce faceți voi. Eu până la urmă vin în vizită o dată pe săptămână să vă mai văd și eu așa puțin, pentru că mi se face dor destul de repede, mai ales de tine, pe care greu, foarte greu te găsesc. Este aproape imposibil să dau de tine în cursul săptămânii, dar nu-i problemă că sunt vineri, era să zic sâmbătă. Vineri de vineri sunt aici și ne vedem, așa că este foarte, foarte frumos, pentru că ne începem weekendul în forță, planificăm și noi niște chestii pentru weekend, mai ales vara asta, chiar a fost interesant că ne-am întâlnit fost, mai des. A fost. Hai să zicem că ai scăpat vara asta. Însă chiar și așa îmi place că sunteți aici foarte uniți și asta o spun pentru că, na, asta am observat eu. Și că sunteți așa tineri și e foarte interesant. Suntem, că și eu sunt. Și e foarte interesant. Așa cum ai spus și tu, consider că sunt niște oameni talentați, pentru că cel puțin Dragoș e un băiat pe care îl cheamă la fel ca pe mine ca pe el, că-s mai mic. Săracul chiar duce greul emisiunilor noastre și e acolo atent și când spunem următoarea imagine. Da, și tot așa, el ține pasul cu discuțiile noastre și ne urmărește, pentru că, sincer, nu prea are de ales. Așa că îi mulțumim, eu îi mulțumesc că stă alături de noi aici, ție de ediție. Și cam atât, nu știu ce să zic, eu nu-i cunosc, nu cred cu toți, așa că practic tu-i cunoști pe restul. Lasă că am zis eu, da, e familia noastră, cine știe când te vei alătura și tu mai mult, nu zice de două ori, că poate te băgăm imediat acolo poză și pe tine. Hai să vedem o următoare poză, ce alte familii mi-a mai adus Dragoș astăzi? Păi, vom începe să discutăm despre familiile vedetelor, pentru că așa e cel mai frumos, toată lumea cunoaște personajele și dacă nu le cunoaște, le va descoperi astăzi. Ei bine, avem pe Mirela Vaida, cred că așa, ăsta este numele ei.
Ea este destul de activă în atenția oamenilor, are emisiuni zilnice, așa că na, este foarte cunoscută. Cu siguranță toată lumea știe despre cine vorbim. Ea are o familie foarte interesantă, are trei, era să zic nebuni, dar nu sunt nebuni, sunt trei copii foarte simpatici, care îi, cum, nici nu știu dacă aș putea să spun că îi trag toată energia, pentru că e foarte greu să ai grijă să-i urmărești. Hai să spune că îi înfrumusețează viața, că cu siguranță. Aia, eu, vrei să zic eu ceva? Eu cred că ia și energia de la ei și nu că îi consumă energia. Da, să știi că te încarci, știi? Te încarci cu foarte multă energie în momentul în care stai lângă mai mulți copii. Iar eu asta am simțit-o pe pielea mea, eu având doar unul, se întâmplă de foarte multe ori să simt nevoia de mai mult. Și da, și iau la mine acasă câte doi, câte trei. Chiar anul trecut s-a întâmplat ziua băiețelului meu să-i o fac acasă. Nu știu ce a fost în mintea mea, asta nu se va mai întâmpla, dar e ok, am exagerat. Adică eu sunt obișnuită, doi, trei copilași, așa, știi, fac față. E, anul trecut au fost 8 și am zis că ferească Dumnezeu, nu mai trebuie că 2-3, eu vorba aia într-un apartament, adică nu e ca și când cei știe unde i-am chemat și aveau spațiu să se desfășoare, săraci și așa mai departe, adică a fost ceva rău de tot, eu care iubesc copii nu mai aveam răbdare, deloc. Și anul ăsta m-am repliat, am zis nu, lasă, spațiile de joacă sunt sfinte, loc cât cuprinde... Cel mai mare spațiu de joacă care exista l-am luat. Să fiu sigură. Să aibă loc, da. Să fiu sigură că m-am încadrat. Deci, având în vedere că ea are 3, eu cred că ea este full acolo cu energia. Are de 3 ori mai multă ca tine? E pe baterii non-stop. Bun, eu am zis treaba asta pentru că am văzut că na, ei sunt într-un cadru foarte relaxant, în pat, probabil într-o dimineață, cred. Pentru că, uite, îmi place foarte tare faptul că Mirela nu are machiaj, este foarte relaxată, nu e frică să se arate așa cum este. Eu nici am recunoscut-o prima oară. Serios? Da, țin să spun că m-am gândit pentru o secundă la Gina, cred că așa o cheamă soția lui Bogdan Vlodău. Are doar un copil, mai Andreea Gina. Da, avea unul, de-aia mă și mi-era băi zic că ăștia stă mulți. Nu prea înțelegeam, știi, n-am avut timp să fac atâția. Cumva așa, nemachiată și totul fiind super alb, așa în jur, la ea m-am dus cu gândul, de aici nu se vede foarte bine. Mea culpa. Să știi că, na, cumva există o legătură, așa că o să te iert pentru că n-ai recunoscut-o pe Mirela. Glumesc că n-ai nicio treabă, oricum ți-aș fi eu cine. Știi că ediție de ediție îți spun atunci când personajele nu sunt neapărat foarte clare pentru ei și le vedem foarte bine. Deși s-a întâmplat odată, dacă ții minte, că n-am recunoscut pe cineva într-o altă ediție. Tu? Da, știi că aveam noi, la un moment dat, vorbeam despre cum arătau ei când erau mici. Știi? Ok, și mai știa, nu mai știu cine era. Era Delia, de fapt, și eu ți-am zis că e altcineva, dar este ok, nu mai contează, a fost foarte amuzant după când am revăzut. Am înțeles. Dar mi-am reamintit acasă, nu când trebuia, dar nu mai contează. Aveți spiritul ăsta de sărbătoare așa peste tot, în toate familiile, ai observat? Există asta așa peste tot sau mai lipsește pe aici, pe acolo? Da, mai lipsește pe aici, pe acolo, așa. Dar ne putem imagina că există până la urmă și putem să fim fericiți, nu? Ok, hai să vedem ce altă poză mai avem. O altă familie, un alt portret de familie. Sunt curioasă ce ai mai surprins tu aici. Este o imagine recentă a Andrei alături de David, de băiețelul ei. Uite, și are un băiețel, cum ai și tu, doar că altul e mai mare. Nu este atât de mic. Nu am ales imaginea asta pentru că îmi place de Andreea sau că îmi place ceea ce face. Pur și simplu mi s-a părut foarte interesantă relația pe care o au cei doi. Mi se pare că Andreea îl ține foarte aproape de ea. Știi că a avut o emisiune undeva în altă țară și David a fost cu ea, adică nu l-a lăsat deloc. L-a luat, deși... Păi nu prea are încotro, cred. Și până la urmă, urmei, despre lui, asta sau... e vorba. Da, e vorba bine. De mamă. Da, ce corect. Mama însă... nu-și lasă copilul așa, dacă e mamă. Dar, uite, am urmărit și la alte emisii la care au fost împreună și, nu știu, la fel mi s-a părut că există o legătură foarte frumoasă între ei și sigur, sunt foarte sigur că mai David... Mai ales că sunt singuri, nu? Din câte știu, sunt despărțiți, adică ea nu este împreună cu tatăl copilului. Nu. E, atunci pot să-ți spun din proprie experiență că legătura dintre mamă și copil este una mult mai strânsă. Mai, în cazurile astea, înțelegi? Nu mai există a treia persoană. Nu mai există... Tatăl în situația asta. Da, acea parte masculină din familie și copilul cumva se duce cu totul către mamă și se creează o altfel de relație cumva, dar se înțelege cumva, știi? O iubește pe mama mai mult. Nu? Nu știu, nu neapărat că mai mult, dar sunt mult mai apropiați, știi? Adică petrec
non-stop aproape timpul, mă rog, atâta cât le permite fiecăruia vorba aia, și copilul trebuie să învețe și mama trebuie să muncească, adică, dar în rest ei sunt acolo tot timpul, adică înțelegi ce zic? Da, nu da, altfel. Sunt unul alături de celălalt. Maxim bunici și din an în Paști și tatăl, că na, mai apare și el. Mai apare, da. În rest sunt ei, știi, și despre asta e vorba. Corect. Mi s-a părut foarte tare faptul că atunci când am văzut această imagine și am citit descrierea ei, știu că a specificat Andrei acolo un lucru interesant, faptul că este la Cluj, aici este făcută imaginea la Târgul de Crăciun de la Cluj. Da, ai fost și tu acolo. Plasa. Și a mai fost în urmă cu foarte mulți ani, când David avea doar 4 luni în burta mamei. Ce drăguț. Adică acum foarte, foarte mulți ani. Și mi s-a părut așa foarte drăguț. Adică, uite, l-a readus, de la readus, l-a adus pentru prima oară fizic acolo să vadă și el ce se întâmplă. Da, că până atunci era aici la garsonieră, poate i-a da, și zis. Vedea prin ochii mamei drăguț atunci. Hai să vedem un alt portret de familie. Sunt poze recente pe care le-a adunat Dragoș și le prezintă în seara asta de ajun. Uite ce spirit frumos este. Și Neandria Bălan, bineînțeles. Cred că am și văzut poza asta la ea pe, pe rețelele de socializare unde o și urmăresc de altfel. Ea e foarte drăgălaș. În ultimul timp postările ei sunt cu și despre copii. Da. Petrece foarte mult timp, sau ce obțin asta văd din postări, cu fetițele. Mi se pare că și aici este vorba de o relație super mega strânsă, fiind și mai multe, știi? Da. Și tot așa, fiind și ea singură cumva, cred că toată energia ei și toată dragostea se canalizează către fetițe, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Până la urma urmei, când nu există înțelegere decât să fie circ și probleme și supărări, mai ales într-o astfel de perioadă, nu mai bine să fie liniște, pace și iubire chiar și între mame și copii, adică nu mi se pare nimic trist. Și eu zic tot așa ca tine, însă Andreea nu stă singură, asta voiam să-ți spun, stă alături de mama ei. Da, am văzut-o și pe gen că sunt și cu bunica. Stau împreună. Ca și mine, de altfel. Ce se pare foarte drăguț. Inițial, casa în care stătea Andrei era, după cum știi, împărțită în două părți, care nu prea aveau legătură neapărat, doar intrările erau separate și cumva totul era separat. Însă a decis anul ăsta să facă câteva modificări și a dărâmat zidul dintre cele două camere de zi până la urmă, ca să le unească, să unească asta, casele. Detaliile astea nu le știam. Și mi se pare foarte interesant, pentru că acum trăiești în aceeași casă cu mama ei și cu fetițele ei. Foarte așa drăguț. Că patru doamne și două viitoare, două doamne și două viitoare, trăiesc în același loc și cu siguranță e o armonie foarte interesantă în familia lor. Andreea este super familistă. Și cred că, până la urmă, tot ce face pentru fețele este cu mare, mare drag. Pentru Clărița, că îmi place foarte tare cum spune Clărița, e o chestie foarte interesantă. Și pentru Ela, și nu știu de ce Ela tot timpul mă duce gândul la Elsa de la Frozen, habar n-am. Mi se pare așa că e o asociere foarte... Uite, poți urmări Frozen, nu mai știu, cred că fix în seara asta este. Plus că sunt blonde ambele, sunt blonduțe așa și mi se bine toate. Cu ce să semene, nu? Da, corect, până la urmă așa este. Andreea tot timpul este foarte activă pe rețelele de socializare, dar nu numai, face și vloguri foarte interesante, aș spune, care le vizează pe cele două fetițe și, așa cum ai spus și tu, și asta îmi place foarte tare, are grijă de ele, le răsfață și le dă tot ceea ce își doresc întreagă ele. Întreagă activitate are cei drept și foarte drăguță, mai ales că e în compania fetițelor ei. Bun, hai să vedem ce alt portret de familie mai avem, pe cine mai avem, pe cine ne-a mai adus Dragoș să stocărim aici. Ia, uite, este pe genul ăla foarte drăguț. Că e micuț încă și nu fuge și nu aleargă pe aici în dărâmă bradul. Dar de la anul lucrurile se vor schimba. Da. Ținem să te anunțăm, Gina. Corect. Despre ea e vorba. Bineînțeles. Nu știu, sigur, parcă fetița are, nu? N-am și mai vagă idee. Ah, bine, atunci putem bănui, parcă așa am auzit eu la un moment dat că era vorba despre o fetiță. Însă mi se pare și dacă atât... n-ai, ai. Acum ai fetiță. Mai face una dacă nu. Mi se pare de Christmas imaginea și atât de frumos adaptată pentru această perioadă, deși... nu știu, cumva totul este foarte drăguț. Se vede că este de acasă, adică nu și-a bătut capul să fie făcută de un anumit fotograf sau să fie nu știu ce cadre. Da, nu cred că este neapărat asta, dar e vorba de o reclamă la un
Nu contează. Așa. Da, reclamă, nereclamă. Ideea este că dacă decupăm mai mult imaginea și lăsăm doar pe Gina și pe cea mică, da, nu mai este nicio reclamă. Imaginea este minunată, da. Este fix o imagine foarte frumoasă de mamă și fiică, sper să nu greșesc. Știi că dacă greșesc o să-mi iau super mult hate, așa că... Hai, și fi copilul ei. Bine. Dar totuși eu cred că este fetiță. Este imagine frumoasă, frumoasă și abia aștept să revăd pe Gina pentru că făcea proiecte interesante așa înainte. Da, a revenit, să știi. Ei, așa puțin. Da? Da. Vom vedea dacă va reveni așa cum la trebuie. Anul. Așa. Ok. Hai să vedem. Un alt portret drăguț de familie în perioada asta, uite, toată lumea se pozează lângă Brad. O să-ți spun eu cine ești, pentru că stai fix în fața lui, ai luat fața, da, cu alte cuvinte. E Cove, da. Este tot, Cove. Nu știu, are niște trăsături care chiar dacă se vede doar puțin așa din obraz, frunte și o sprânceană și puțin părul, n-ai cum să nu-ți dai seama, adică. Da, cumva da, adică este, are genul de fizionomie pe care o recunoști foarte ușor. Da. Este alături de băieții lui, care doi băieți mari și de soția lui. Am ales această imagine, sincer să fiu, nu știu dacă este chiar din acest an, nu bag mâna în foc că nu sunt ferm convins, am găsit-o pe Google, așa că nu mai știu. Însă mi-a plăcut foarte tare că toți sunt îmbrăcați la fel. Da, uite, mai e și moda asta de ceva timp încoace, în perioada sărbătorilor trebuie să ne găsim așa niște puloverașe sau niște pijamăluțe sau niște chestii fluffy, dar toate cu motive asemănătoare, ceea ce mi se pare super da. Cute și să îmbrace așa pe toată lumea, știu, dar chiar nu mi-e mai amintesc acum unde am văzut fotografia în care până și cățelul familiei respective era îmbrăcat ca și cum ar mai fi aici un cățeluș îmbrăcat în plovere cu un om de zăpadă. Ceea ce mi s-a părut super fun. Da, aș putea să îmbrac și eu pe Maia mea. Da, chiar și eu pe pisicul meu, deși pisic îmbrăcat așa cu chestii. Ei, nu știu să zic. Nu știu cât rezist, am încercat eu odată să-i pun niște totoși de aia în picioare și m-am distrat, m-am tăvălit pe jos și eu, dar și el s-a tăvălit că se chinuia să-și scoată treaba. Adică... Că nu rezista probabil cu hăinuțele pe... Adică nu-i obișnuit. Știi cum e la pisici, e altceva, știi? Nici pentru că ei sunt... Au și blana aia ciudăței. Mare, stau numai în casă, nu e ca și când păi așa da. Câinele, poate că în casă l-ar deranja, dar în momentul în care îl scoți afară, iar afară sunt minus 5 grade, crede-mă că și cu haina pe el tot așa face. Da, am observat. Și nu-l mai deranjează haina, eventual și-ar mai pune vreo 2-3, adică eu am trecut și prin asta, dar... Să sperăm că va face și Maia mea așa, sper, că altfel o să fie rău. E, uite, trebuie să ne mai gândim și la membrii familiei așa, câini, pisici, da. Fiecare ce are, că vorba aia, și ei sunt tot acolo membrii. Nu m-am gândit la treaba asta. Uite, vezi, Dragoș, mai adăugăm noi acum în poză, în fiecare, un cățeluș, un hamster, o broască. O găină. O ținem pentru la anul, pe ideea asta. La Iulia, nu? Da. Fiecare cu animăluțul lui acum. Nu putem să judecăm noi ce animăluțe au oamenii. Ei, foarte drăguță ideea asta. Da, nu prea îmi place Bradu așa mult, mi se pare că am... Pentru că totuși... Măi, am promis că nu facem hate în seara asta, că e ajunul. Minunat sunt. Hai, să nu fim răi. Hai să vedem un alt portret de familie până nu mai coace al meu Dragoș și câte totuși, ceva. Era cam simplu Bradul la Andreea. Dumnezeule. Da. Vorbim despre o întreagă masă familie mare. Aici, exact, la masă mare. Imaginea este preluată de pe contul Minodorei, însă, din câte știu eu și m-am interesat așa puțin, s-a filmat un videoclip la momentul ăla. Se observă niște lumini destul de puternice pe acolo. Bine, imaginea în detaliu și o cameră undeva lângă tine, pe lângă scaun, pe acolo se vede puțin că e o cameră care surprinde câteva imagini. Ei bine, au scos o piesă foarte interesantă de familie, bineînțeles în tema Crăciunului, și mi se pare un lucru foarte interesant pentru că, așa cum nu cred că știu foarte mulți oameni, Adrian Minune este nașul ei. Da, nici eu nu știam asta. Uite, acum știi. Foarte tare. Și bă, l-am văzut acolo și nu înțelegeam. Păi de asta am și spus, ca să fie okay, foarte ușor să înțeleagă. Ok, nașul, păi să trăiască nașul mare. Să trăiască, e bine. Uite. Păi nu? Păi e foarte bine, cum să nu fie bine? Ce faci de Crăciun? Unde te duci? Te duci la naș? Normal, așa e. Nu dar mai vreau o fină, oare? Vrei să-l întreb?
A, nu, lăsați-o. Bine, atunci nu o să mă întreb. M-am lăsat de sporturile astea. Păi da, oricum, pe Minodora nu ți-o dau, că ea este a mea. Mi-a spus că vrea, că nu că vrea. A avut o greșeală, zic eu, într-o seară, de a spune că o să fie nașa mea și s-a de atunci. S-a oferit așa, fără să-și dea seama ce spune, da, nu? Da, da, da. Și i-am zis că o să salvez momentul ăla și am să-i-l arăt sau să-i-l trimit în momentul în care... Să nu care cumva să te refuze în momentul în care te vei decide, gata, Minodora, da. Nu mai ai nicio șansă. În caz că uită... Jucăm la nuntă. Eu... Să ne anunțe când că noi venim. Nu dăm înapoi, la cum o știu pe ea... Nu, dă, nu, nu, nici eu nu cred. Sigur vine. Prima e. Păi normal. Mai este acolo și Maria Constantin, dar și Cristiana, pe care nu o vedem. A, ba, da, o vedem. E lângă Adrian Minu, uh-huh. Cristiana și ele cântă același gen muzical. Însă, de data asta, mi se pare foarte interesant felul în care au făcut această colaborare. Este și Carmen chiar în spatele lui Adrian, fata lui. Da, 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 da. Carmen este un super talent, după părerea mea. Mi se pare că are o voce, wow! Pentru da, România funny. E super frumos ceea e ce și face. Și funny pe TikTok, am tot și e foarte frumoasă. Ai văzut cât de frumoasă e? Da, este, este. Mi se pare că acest portret de familie este foarte interesant. Cumva aduna pe toată lumea la masă, pentru că este vorba despre o masă, despre un șemineu care dă căldură. Într-un mod, chiar până la urmă, nu doar la figurat, într-un mod și fizic. Adică chiar da. Oferă treaba asta. Transmit cu toții treaba asta legată de căldură. Mi se pare că e o imagine frumoasă, așa, nu știu... Are legătură Crăciunul, pentru că la Minodora, unde îi face poze și în baie de Crăciun în perioada sărbătorilor, pare că, pentru că e tot un potopi Crăciun, și știi. E Crăciun, sigur, spiritul da, e peste tot, am înțeles. Este absolut peste tot, adică era greu să nu remarcăm acest detaliu mic în cazul ei. Aceste sute de cutii pe care le coboară Liviu, an de an, din pod, cu decorațiuni, mimile de el, dar cu siguranță rezultatul este mult prea frumos și uită după aia când vede toată casa aranjată. Și mai apucă când trebuie să le strângă în ianuarie. Da, în februarie, să știi, februarie-martie strânge. Adevăr e când nu potopește atâta, nu prea să mai vine să le strângi după două săptămâni, știi cum zic, le pui la sfârșit de noiembrie, început de decembrie și le mai desfaci tu când îți mai aduce aminte. Știu. S-a întâmplat și mie când eram mai micuță, tine. Generic, așa la facultate, doar ce venise, cred că a stat cu un braș 6 luni, nu-ți exagerez, cred că l-am strâns exact înainte de începerea verii, adică ceva rău de tot. Da, cam da. Se mai întâmplă asta, îmi trebuia spus. Hai să vedem un alt portret de familie. Aoleu, ce mă l-ai ginut, 6 luni. Ei, uită și tu acum, mi-era drag. E o imagine mai vechiuță, dar mi-a plăcut, mi s-a părut simpatică. Da, chiar că-i mai, uite ce mici erau. Eva era foarte mică, acum este foarte smart și imediat acolo ea era în prim plan sigur acum, în fața tuturor. Așa se pierde puțin în mulțimea familiei. Este clar, toată lumea își poate da seama pe cine vorbim, Cătălin și Andra, David și Eva, pentru că și ei sunt niște membri foarte importanți. Niște dive mai mici. Cumva, da. Am observat că sunt foarte virali pe TikTok, da, pe toate rețelele astea. Și pe Instagram, parcă nu? Au și ei conturi. Câți ani are ea? Nu știu, cred că vreo 6-7 maxim, nu cred că are mai mult. Sunt micuți și David cred că mai mult de 10 nu are. Da, sunt chiar micuți. Da, dar cu toate astea, mi se pare că, uite, Andreea, și un copil la vârsta asta poate să ajungă viral, îți dai seama, adică, bine, ei sunt și simpatici, au un farmec, așa, după părerea mea, aparte, dar, cu siguranță, sunt mulți copii care sunt la fel, dar, probabil, părinții nefiind cunoscuți, nu le oferă această rampă de lansare ca să le fie ușor și lor după. Mm-hmm. La ei a fost clar ușor, pentru că ambii părinții activează în domeniul corect. Media. Dar... Nu știu, se pare așa foarte cute. Sunt, da, cumva sunt foarte zâmbesc. Cute și cu căciulițele alea, adică chiar simți acolo că plutește spiritul Crăciunului, Eva toată îmbrăcată într-o crăciuniță, sunt foarte cute, ei mereu oferă ședințe foto de genul ăsta, poze de genul acesta în formatul ăsta și cumva îți dă senzația aia de familie practic oricând și arată super fain. Da, arată și hai să pare. Vedem dacă mai avem pe cineva, sunt foarte drăgălași și drept. Și da, uite, dacă ai putea face o definiție sau ai da o definiție Crăciunului și acestui spirit, ai putea arăta doar poza asta. Hai să vedem dacă mai avem vreo poză, dacă mai avem vreun portret de familie, să mai vedem ce mai postează vedetele. Uite că nu mai avem alternat și alternat, cred că în cel mai frumos mod, de fapt stai că mi-am adus aminte, am și început într-un foarte frumos mod în care nu mă așteptam, am crezut că o să vină ceva la final, eventual poza aceea fix cu noi, dar tu te-ai gândit cumva să le faci invers.
Da, mi s-a părut mai interesant așa, pentru că e important ca oamenii să vadă de la început tot ceea ce se întâmplă aici, pentru că frumusețea emisiunilor sunt, bine, frumusețea emisiunilor, emisiunile sunt de frumoase și datorită acelor oameni. Asta voiam să zic, dar nu mi-a ieșit bine, așa că am reformulat. Și a știrilor și a tot ce se întâmplă, practic, la acest post de televiziune. Uite, mi-ar plăcea să menționez că, practic, îl putem găsi acum și pe grilele RCSRDS peste tot la postul 150, dacă până acum ne aflăm doar pe analog, acum ne aflăm și pe digital și aș vrea să le mai amintesc oamenilor asta că poate mai dă un search acolo și... Ce drăguț! Da, și ne găsesc acolo pe TV, acum toată lumea ne vede, ce crezi? Wow, eu uite, n-am știut acest lucru, așa că va fi super important pe tine asta. Să aflu, da! Uite ce veste frumoasă, nu? Așa ca pentru ajunul Crăciunului. Da, foarte altceva. Frumoasă. Chiar mi se pare un lucru foarte bun pentru că vom fi în atenția și mai multor oameni. Și acum o să fie și mai frumos, pentru că vineri de vineri vom fi împreună cu un public mai mare. Ceea ce nu are decât să ne bucure, mai ales cum vine Dragoș și ne dă așa tot felul de idei și ne aduce tot felul de vești și vine cu un vibe de ăsta fain și să vezi acum ce Crăciun frumos vom avea și cât de tare ne vom bucura în aceste zile. Avem și liber la distracție seara asta, deci ce să zic, cred că va fi bine tare de tot. Cadouri. Mamă, vin acasă, vreau să-mi dai și mie un cadou frumos așa de Crăciun. Copilul din tine aici la suprafață. Îți mulțumesc foarte tare, Dragoș, pentru prezență, să ne vedem cu bine și sănătoși și de la anul, căci până la anul vorbim de niște emisiuni best-of, putem spune un best-of al anului pe care vă invit să le urmăriți zilele care urmează. Eu vă urez sărbători cu bine, Dragoș, dacă ai și tu un mesaj pentru ai noștri telespectatori, te voi lăsa să-ți spui și tu că ce important să le urăm și noi oamenilor, că uite, urmează un Crăciun frumos, un Revelion frumos, pășim într-un nou an. Da. Ce dorințe ai? Wow, nu, hai okay, să nu intrăm în acest subiect, însă pot să spun că... Nu m-am pregătit, bineînțeles, cu un mesaj mi-a luat prin surprindere, dar... Nu trebuie să te pregătești, trebuie să le spui ce simți. Bine, sărbători cât mai frumoase merge și cât mai fericite și cu foarte multe cadouri, pentru că așa mi le doresc, că asta e un lucru foarte important. Și să ne revedem cu bine la niște emisii noi de la anul, poate, surprize și mai frumoase. Și vă promit că alături de Andreea vom face niște lucruri foarte, foarte spectaculoase, însă ca să le aflați și ca să fiți la curent cu ele, trebuie să ne urmăriți pe amândoi. Și pe conturile de socializare, corect, căci acolo ne postăm noi tot felul de lucruri nezbutii, care mai de care. Sărbători cu bine, vă doresc din tot sufletul, distracție frumoasă și cel mai important să fiți alături de cei dragi, căci despre asta e vorba, de a fi în familie și de a simți căldura acestor sărbători și magia dincolo de cadouri. Și seara de Revelion, petreceți-vă la maxim cât puteți. Noi ne vedem, bineînțeles, din 2022 cu gânduri, speranțe mai bune. Atât a fost și pentru seara aceasta. Voi în continuare urmăriți știrile Doto TV și nu vă pot spune decât că vă pup și să nu uitați să zâmbiți.